foarte frumos, au venit cu două autocare astăzi la emisiune. Sărut mâna! Bună ziua! Am zis bine cum am prezentat ceva mai devreme. Codrii Neamțului, ansamblu exact. Din Piatra Neamț. Exact. Să știți că am mai avut săptămâna trecută din Piatra Neamț. Mi se pare că Piatra Neamțul se implică foarte tare în acest duel al ansamblurilor. Bineînțeles. Ce puteți să spuneți noastră despre acest festival? Festival? Despre acest ansamblu care va veni la cel mai tare dă. Vorbiți cu domnul coregraf. Deci domnul e șeful? Da. Să trăiți, domnul Sebastian! Bună ziua! Ce faceți, domnul Sebastian? Bine, bine v-am găsit. Am zis bine, și copii, și adulți, și pensionari. Un ansamblu cu foarte multe categorii de vârstă. Un ansamblu pe generații, un ansamblu de copii, de adulți și de mai adulți, mai mari ca și adulții. Adică de bunici. De bunici. Avem un bunic aici. Bunicu, să trăiți, bunicu! Bună ziua! Așa și? Și cam ăștia suntem de la Piatra Neamț, venim cu mare drag. Când v-ați înființat? Acum vreo 7 ani. Acum 7 ani? Da. Foarte frumos, dar e competiție mare de ansambluri în Piatra Neamț, pentru că am mai avut și noi la emisiune săptămâna trecută. Știu, este important să ne păstrăm cu toții tradițiile și să ducem mai departe dansul și cântecul popular din județul Neamț. Și e foarte frumos ca tineretul să meargă mai departe în gândul acesta de a păstra și de a perpetua tradiția moldovenească. Să știți că noi aici la emisiune, când am descoperit povestea asta cu ansamblurile, suntem fascinați în fiecare zi de ce oameni frumoși vin aici și de câte ansambluri există în țara asta și de câți oameni talentați și de câte tradiții păstrate în continuare. Serios, felicitări pentru treaba asta. Felicitări. Mulțumesc. Mai ales că încurajați și tânăra speranță. Aveți aici un solist care are 6 ani? Unde este? Unde este, n-a venit. Ba da, este solista. Delia. Solista avem solista. Atunci. Bună, cum te cheamă? Bună ziua, numele meu este Delia Antochi. Și ai 6 ani? Am 12 ani. 12 ani, dar n-aveți pe cineva de 6 ani? Nu. Laurențiu? Laurențiu Marian, dar n-are 6 ani. De la vârsta de 6 ani cântă. Da, de la 6 ani cântă, am înțeles, da. Nu e nicio problemă. Haideți să vedem. Deci ați venit aici frumos cu o turtă din Neamț de acolo și cu două ceșcuțe, nu? Foarte frumos. Adică așa veniți aici să întâmpinați, cum să zicem, gazdele. Da. Am zis bine? Da. Am zis bine, foarte frumos. Aici avea mai multe nuci, dar colegul meu, Edi, ați văzut zimbru. Am mâncat jumătate din tava asta până să intrăm în emisiune. Vreau să știu care e glumețul grupului. Ștefan. Ștefan. Unde e Ștefan? Ștefan. Ștefan, unde? Salut, Ștefan! Deci tu ești student la Iași? Student la Iași. Și de ce ți se spune că ești glumețul grupului? Nu știu, colegii mei. Spune bancuri, vă spune bancuri, e haios? Spune. Vă faceți? Aici ce ai? Turtă cu julfă sau pelincele Domnului la noi. Îți depozi, nu? Depozi, da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Se mănâncă doar în ajunul Crăciunului. Da, acum e. Deci cum se numește asta? Pelincele Domnului sau turtă cu julfă. Cum ai zis că e? Pelincele Domnului. Pelincele Domnului. Mi-a zis și tu ceva, fac o glumă. Ha, ha, hop, hop. Ha, ha, hop, hop. Îl aveam pe colegii meu, Iulică. Întotdeauna eu când fac câte o prostie sau ceva, el mai bagă un hop, hop și pare așa că a fost o glumă, înțelegi? Dar acum mă las așa la greu. Cine l-a făcut? Mama Luizei. Cine e Luiza? Mama Dora. Mama Dora. Cine e Luiza? O prietenă de-a noastră, de ansamblului. Luiza. Unde ești? Unde e Luiza? E acasă. E acasă? E acasă, se uită la noi. Sigur nu e aici, Luiza? Sigur. Sunt senzaționale, tinere. O să senzaționale. Te rog frumos să ne dai rețeta, să o punem pe Facebook. Desigur, acum? Da. Sunt făcute din semințe de cânepă, bătute în piuă și fierte, iar spuma de la fiertura aia este făcută crema asta dintre turte. La ce student? La kinetoterapie. Adevărul că de la cât am mâncat în ultima perioadă am ceva probleme cu spatele. Vă ajută, nicio probleme. Poate mi-a niște exerciții, să-mi îndrept șalele, cum se zice, nu? Desigur, cum să. Desigur, foarte frumos. Aici avem prune confiate. Prune uscate. Uscate, și da. Și vărzări. Cum? Și? Vărzări. Vărzări, așa se numesc acestea, vărzări? Da. Adică sunt plăcinte cu varză? Da. Hai că m-a dus capul. Dumneavoastră sunteți veteranul ansamblului. Eu sunt veteranul ansamblului și pe lângă faptul că fac parte din ansamblu, mă ocup și de confecționarea măștilor, caprilor, tot ce trebuie la ansamblu. Foarte frumos, domnule, felicitări! Duc mai departe tradiția. Tradiția, da. Foarte frumos. Avem nuci aici, cum te cheamă? Andrei. Andrei, te rog frumos, ți-e poftă? Nu vreau să-ți fie rușine, vreau să mănânci. Cine le-a făcut? Păi nu știu. Cineva din ansamblu le-a făcut, nu? Presupun că da. Na, păi doar nu le-ai cumpărat de la magazin. Nu. Când vorbesc aici de tradiție, era culmea să zici că le-ai cumpărat de peste stradă. Sunt tradiționale? Da. Fii atent, ți-e poftă de clătită de asta?
Fii sincer. Nu. Hai să mănânci. Te rog, să vezi ce bună e. Te rog frumos să guști. Avem de asemenea cozonaci, să prezentăm și produsele culinare, covrigi. Avem Codrii Neamțului, produse tradiționale, ansamblu folclor. Vărzări. Tot... de bunica mea. Bunica, cum o cheamă? Maria. Câți ani are? 75. Se uită cu la televizor? Da. Mama e! Mama e Maria, sărut mâna de aici, de la emisiune, de la Măruță! Au ajuns la noi... Vărzările! Sărut mâna! Perfect! Miros, sarmale! Da! Am un miros, nu știi cum e? De post! Sarmale de post, foarte frumos! Foarte frumos! Da, aveți niște costume foarte frumoase, care se pare că sunt pregătite și pentru frigul de afară, pentru iarnă, nu? Da, da, da! Aici ce avem? Tot vărzări! Tot vărzări! Suntem tari în vărzări astăzi și... Sarmale. Sarmale, avem sarmale, vărzări, plăcintă, Doamne ajută, și un butoi cu țuică. Bă, lumea până acum venea cu o sticlă, cu o pălincă. Acum oamenii au înțeles. Dom'le, n-are rost să mai mergem cu o sticluță, mergem cu un butoi. Care este următoarea unitate de măsură începând de anul viitor? Este această întrebare. Hectolitru. Hectolitru. Bravo, state. Vino la lift să-ți dau ceva de mâncare. Ai avut un răspuns foarte bun, ai fost premiat. Iulică, hop și așa. Bravo, tată. Hai că ne-am dat drum, a fost weekend. Ce ai scrie? Să fie primit. Cam ce vrei? Sarmale, vărzări. Ce vrei? Ai un sen ce la... mai la prima. Am înțeles. Stai liniștit că te luăm de aici cu autostopul tu, așa faci. Hai cu autostopul, state. Da, da, da. Hai că trimitem niște vărzări și niște... prăjituri de casă, de post. Sunt cine le-a făcut? De mama Dumitrița, este aici cu noi. Mama Dumitrița, vino aici, te rog frumos. Unde e mama Dumitrița? Este acolo. Mama, păi să vină în coace, să o iau în brațe pe mama Dumitrița. Vino mama Dumitrița în coace să te strâng în brațe. Adică ai gătit pentru noi. Pe unde? Haideți pe aici, săriți peste camere. Hai. Nu aici, mama Luminița, să ne luăm în brațe. Dumitrița, Dumitrița, săru mâna. Săru mâna. Foarte, foarte gustoase. Să le și gustați. Să știți că gustăm totul. Ia uitați aici ce clătită mi-am făcut. Ziceți că-ți nemânca, nu? Nu răspundeți la această întrebare. Vă rog frumos, nu răspundeți la această întrebare. Avem cornulețe, prăjituri și aici ce avem? Pârjoale. Pârjoale? Pârjoale moldovenești, din carne de porc. Stați. Dumneavoastră le-ați făcut? Mama. Mama? Câți ani aveți? Eu 25. Sunteți măritată? Nu. Atunci am crezut că tot mama face mâncare pentru copii. Da. Mâncarea cea mai bună e de la mamă, nu? Da. Foarte frumos. Copii, avem zacuscă, dulceață, toate pentru cămăruța noastră. Vă mulțumim mult. Haideți să le punem frumos acolo pe masă, pentru că ne interesează și dansul artistic, da? Iar oamenii aceștia, Codrii Neamțului, au un ansamblu extraordinar. O să vedeți despre ce este vorba imediat. Ana, te rog frumos, știu că nu e în program, dar poți să vii puțin să vezi ce bunătăți am aici? Vreau să vă spun că și Ana Alescu a gătit ceva extraordinar astăzi. Vino un pic, te rog frumos, vino un pic! Copii, vă prezint un costum popular din... costum popular, mamă, de la ansamblul Ana Alescu. Să rămână, Ana. Wow! Da. Bună seara tuturor. Da. Mă pui în situația în care, iartă-mă, să mănânc acum? Da, nu, vreau doar să vezi un pic așa și să guști. Știu că ești foarte pofticioasă și vreau să le spun celor de acasă că Ana Alescu chiar gătește senzațional. Credeți-mă, oameni buni. Mulțumesc și a adus ceva aici la emisiune foarte tare. Mulțumesc foarte, mulțumesc din suflet. Ea este Ana Alescu din ansamblul Ana Alescu Band. Vine imediat, o să vedeți, mai sunt încă câteva. E costum tradițional pentru decembrie. Da. Mulțumim foarte mult. Deci nu mănânc, da? E ba, da. Clar, da? E... Uitați cât de sexy e. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Jură tu că ai mâncat astăzi ceva. Nu. Cool. Vrei să-ți spun? Da. Bun, am mâncat arpacaș astăzi cu legume, apoi broccoli și foarte puțină carne de curcan. Toate astea le mănânc în prima parte a zilei, pentru că în a doua parte a zilei nu prea mai poți să mai mănânci chestii din astea. Trebuie să mănânci foarte bine dimineață. Să mănânci carbohidrat cu proteină? Tu ce ai? Vânătă acolo? Nu, e ceva senzațional. Poți să guști, te rog frumos. A, nu, ceva dulce. Măcar cu gustă un bine, pic. Bine, mă, bine, știi că... Da. Uite, uite, gustă un pic. De aici? De unde, dacă? Da, îmi stric machiajul. Te rog. E turtă cu julfă. Zi cum e. Dă-ți cuvântul de onoare și zi că e și de post. Zi cum e, Ana, zi! Bine, nu te agita așa, stai puțin. Așa mă agit eu. Da. Mă ia câteodată. Foarte gustos. Da. Are foarte multă nucă. Are. Da. Are miere? Da. Are miere. Are. Mm-hmm. Clătită. Cum? Am spus că gust. Da. E bună? Păi nu, ora 2 deja nu mai îmi permite, nu.
Da, te rog frumos, Ana, să vorbești la microfon. Iartă-mă. Ora deja nu-mi permite, zic. Dar foarte gustos. Oameni buni, vă vrei crede? Să le invit și pe fetele mele să guste, da, din asta? Veniți un pic, fetelor, haide! Imediat, ansamblu, faceți încălzirea. Fetelor, fetelor, ansamblu, veniți aici. Ansamblu Ana Alescu, vă rog frumos să poftească. Ia să guste din asta, din asta, a ta. Gustați un pic, fetelor. Uite, uite. Uitați, gustați voi, dați din mână în mână și gustați. Cum se numește chestia asta? Turtă cu ce? Haideți, haideți, gustați și dați mai departe. Spuneți cum e. Jurfă? Jurf. Ce înseamnă asta, șurfă asta? Nu, julfă, julfă? Julfă? Julfă. Înseamnă plăcinta asta, Ana, făcută atât de bine de Mamaia Dumitrița, e senzațional. Mamă, mamă, cum se înfruptă. Da, din ce e făcută julfă asta? Să vină, vă rog frumos, un reprezentant al ansamblului să ne spună rețeta. Da, să vină. Pentru că aș putea a să... A venit glumețul. Bună seara, bună seara. Păi, dar cum se face treaba asta? Din semințe de cânepă, care sunt bătute în piuă, iar apoi fierte. Iar fiertura aia este crema, compoziția. Lasă-mă, eu am crezut că are puțină nucă. Are și nucă. N-are nici miere? Are și miere. A, de ce nu spui? Deci nu ne spune rețeta până la capăt. Vezi că Ana este o gospodină desăvârșită, chiar gătește senzațional. Dar aș putea să fac o reinterpretare, să știi. Așteptăm o reinterpretare. Și eu m-aș bâlbâi lângă Ana, te cred, te înțelegem. E bine, glumețule, te înțelegem. Dar de ce ții mâna așa? Adică... Păi da, așa e treaba. A, la chimir, da, la chimir, corect. Perfect, Ana, haide să luăm un loc acolo. Fetelor, cum e? Doar din cap și ziceți. Eu aș trece să repetăm, mai avem coreografie, mai avem multe treabă de făcut, noi vă lăsăm. A fost delicioasă această, cum ne vedem mai târziu. Julfă. 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 Delicioasă. Julfă de la Piatra Neamț. Da, promit că o să fac o reinterpretare și revin, da? Da. Hai, vă pup, pa, pa. Vă rugăm frumos, aplauze pentru ansamblu Ana Alescu. Au gustat și ele din acest produs și este senzațional. Vă mulțumim mult pentru toate lucrurile pe care le-ați adus. Cum spuneam ceva mai devreme, cămăruța noastră a fost plină. Astăzi am luat foarte multe produse și în curtea televiziunii ProTV, probabil ați văzut dacă ați trecut aici, ați colindat astăzi, nu? Ați colindat. Bravo, ați făcut și voi un gest frumos pentru copiii pe care vrem și noi să-i ajutăm. Este foarte important în apropierea Crăciunului să vii și cu gesturi frumoase, mai ales că colindele sunt specifice acestei perioade. Uite, eu vreau să le spun celor de acasă că asta s-a întâmplat cu produsele din cămăruță. Le-am scos la învânzare în curtea ProTV-ului. Banii strânși de la colegii noștri și le-au cumpărat pe bani. Fie zacusca, fie dulceața, fie vinul, fie poalele în brut, tot ce am avut acolo, banii aceștia se duc la asociația Dăruiește Viață pentru construirea unui spital de oncopediatrie. Și uitați, am și imagini, oameni buni, pe telefonul meu, pe Instastory, dar doar vreau să vă arăt un pic așa. Uitați aici. Ăsta eram eu aici, acum am scos tot ProTV-ul în curte, ca să le luăm banii, că au luat salariu, să le luăm banii. Uitați, am avut și afișe ca să donăm banii aceștia copiilor. Stați să vedeți. Uitați, cu stand, cu colegele mele, uitați aici, Alexandra Florescu, toată lumea, am pus și berbecuți, iar banii strânși, oameni buni, cum spuneam, se duc la asociația Dăruiește Viață pentru construcția unui spital. Stați să vedeți cum a venit doamna Esca. N-a plecat cu mâna goală, ne-a dat bani, foarte frumos. Unde e doamna Esca? Stați, vine, credeți-mă că e aici, uitați. V-am zis? Vedeți? Uitați-și pe domnul Pavel Bartoș, a mâncat și dumnealui, să-i fie de bine, șorici. Deci, oameni buni, ca să vedeți ce s-a întâmplat cu mâncarea din cămăruță, mai multe vedeți pe Instagramul meu, Cătălin Măruță, unde putem să fim și prieteni. Chiar vă mulțumim mult de tot că ați venit și ne-ați ajutat să colindăm acolo, pentru că ați făcut și voi un lucru bun, iar banii, cum spuneam ceva mai devreme, se duc pentru construirea acestui spital. Să vă vedem, tinerilor! Intrați în bătălia duelurilor! Codri Neamțului! Pregătiți, da? Totdeauna. Vreau să fiți cei mai buni, da? Haide, mă bazez pe voi, bine? Ești bine? Perfect! Să dăm drumul la ansamblu! Hai să meargă! We'll be right back.
Codri Neamțului în duelul ansamblurilor din România. Din ianuarie, oameni buni, avem grupe, semifinală și finală, iar dumneavoastră, cei de acasă, veți avea ocazia să votați cel mai tare ansamblu din România. Sunteți foarte tari, felicitări, nota 10, aplauze! Și am înțeles că în acest ansamblu există pereche, adică soț-soție, nu? Dar aprofundăm acest subiect imediat după publicitate, pentru că acum am un mesaj pentru doamna Mirabela Dauer. Ați auzit de dumneai, celebra, da? Doamna Mirabela Dauer poftește când se uită la noi la emisiune. Aveți un cozonac? Avem, avem. Vă rog, dați-mi un cozonac, repede. Acum. Doamna Mirabela Dauer, vă invităm aici în platou emisiunii ca să nu poftiți acasă singură. Veniți aici, vă rog frumos. Doamna Mirabela, uitați dumneavoastră de la Codri Neamțului, uitați aici, uitați cum pleznește cozonacul ăsta și uitați doamna Mirabela, uitați dumneavoastră aici, miroase cum trebuie și vă așteptăm la emisiune, doamna Mirabela Dauer. Primesc foarte multe mesaje de la oameni, măruță, poftez, măruță, m-a apucat cu leșin, ferească Dumnezeu, nici nu știu ce să mai fac. Ia uitați. Aleu! Cum e la visuri la cheie? Mut autocarul, mut autocarul. Cum e la măruță? Rupe cozonacul, rupe cozonacul.